Usman Ndoye s-a simțit bine în România și nu crede că românii sunt rasiști. Ndoye e în Senegal, dar n-a stat departe de scandalul momentului. A pus mâna pe telefon și a sunat pe Sebastian Colțescu și pe senegalezul Dembaba. Cu ambii e prieten. Dembaba a dat primul gol la națională din pasa lui Ndoye. Eu știu că e un arbitru care nu este rasist deloc. A fost un neînțelegere. L-am sunat, l-am explicat să fie liniștit, că sunt alături de el. Eu am vorbit cu Dembaba și Dembaba e un prieten al meu foarte bun. Și l-am sunat, l-am explicat exact cum ce s-a întâmplat și l-a înțeles foarte bine. Ndoye a luat atitudine după ce a văzut ce s-a spus și s-a scris despre Colțescu. A vorbit ei doi și s-a înțeles foarte bine. Fiecare m-a sunat înapoi să mă spune că ei sunt foarte fericiți. Dembaba m-a zis că a văzut că e un arbitru care... E un om care este foarte bun. Atunci eu am făcut ce trebuie să fac. Ei doi s-au înțeles